Primul joc din acest sezon al Ligii a patra Argeș pentru Aro Mușcelul Câmpulung a fost unul destul de dificil. Desfășurat pe terenul adversarului, deși a fost considerat pe teren propriu, jocul cu lăreștenii le-a pus multe probleme fotbaliștilor pregătiți de Ovidiu Tică și Alin Durdun. Câmpulungeni au trebuit să lupte până la ultimul fluier al arbitrului pentru a-și asigura victoria și implicit primele trei puncte. Următorul joc pentru mușceleni se anunță cel puțin la fel de disputat, ținând cont că adversarul, viitorul Bârla, vrea să debuteze în fața propriilor suporteri cu o victorie, după ce în prima etapă au fost învinși de internațional Valeașului, scor 4 la 1. Am avut un meci destul de greu în weekend, un meci câștigat în minutele de prelungire, dar pot spune că dacă... Reușeam să marcăm în prima repriză, la câte ocazii am avut. Diferența era foarte mare, și o greșeală, practic, la 1-0 pentru noi. Au readus echipa din Rești în joc, și până în minutul 94 am alergat după, după victorie, ceea ce am și reușit, din fericire pentru noi. Felicitări pentru acest joc. Cum pregătiți jocul următor? o să spun că e important, rămân punctele, indiferent că am câștigat în minutul 94 sau câștigam cu 3-0, 5-0, nu mai contează. important că am luat punctele. Ne așteaptă o deplasare grea cu una din echipele bune ale Ligii A4, ACS Bârla. Și v-am spus, luăm meci cu meci și nu avem alt obiectiv decât cele trei puncte. Probleme de lot? Nu, dacă la meciul cu la meciul de la Lerești din prima etapă am avut trei indisponibilități, trei jucători importanți pentru noi, Tase, Stancu și Andrei David. De data aceasta avem, avem lotul valid. Cu o singură problemă la Țiculeasa, care are ușoară întorsă și cu siguranță nu poate juca sâmbătă. Programul complet al etapei a doua din Liga a patra Argeș. Energia Stolnici Internațional Valeașului 2022. Viitorul Rucăr 2022 ACS Poiana Lacului Muscelul Lărești CS domnești Muscelul Câmpulung Elite 2 ACS Bălilești Speed Academy Pitești Victoria Buzoești Juventus Victoria 1992 Bascov CS Mioveni CSC Suseni Dele Repitești Viitorul Bârla Aromuscelul Câmpulung